Echipa de voluntari din cadrul filialei județene de Crucea Roșie Dâmbovița își face bagajele pentru a pleca pe litoralul Mării Negre. Destinația este cea mai populară stațiune de la noi, Mamaia. Aici voluntarii vor veni în sprijinul turiștilor, acordând asistență medicală de prim ajutor pe plajă în mod gratuit. Crucea Roșie Dâmbovița se alătură astfel echipajelor de ambulanță și pentru situații de urgență din zona, care se confruntă în fiecare sezon estival cu un număr mare de victime. Starea de sănătate a turiștilor, dar și a localnicilor, va fi atent monitorizată. Asistența de prim ajutor în programul litoral. Astfel, o echipă a voluntarilor noștri se vor deplasa în luna august în Mamaia pentru a asigura gratuit asistență de prim ajutor pe plajă. În luna septembrie, echipajul filialei județene de Crucea Roșie Dâmbovița va participa la faza națională a competiției echipelor de prim ajutor din cadrul detașamentelor de intervenții în situații de urgență. Voluntarii sunt hotărâți să arate că sunt cei mai buni.